Biblia nu dă înțelepciune, de aceea o deschidem la 2 Timotei, capitolul 2. Citesc de la versetul 20 până la versetul 22. 2 Timotei, capitolul 2, de la 20 la 22. Într-o casă de mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Amin. Vă invit să ocupați locurile pe cei care aveți locuri, pe ceilalți ne mângâiem unii pe alții că și eu stau în picioare. Dacă ăștia pe Camp Nou sau unde mai merg la meciuri stau și în picioare și jos, cum vreți voi, și dacă se depășește, am văzut că la fotbal sunt bucuroși oamenii. Nu știu dacă și la Arganda sunt bucuroși. Da? Știți că în iad oamenii își doresc pocăință și în biserică oamenii își doresc să se termine biserica. E ciudat lucrul ăsta, dar e adevărat. Astăzi, iubiții mei, suntem aici în prezența Domnului și nu ne dorim altceva decât Dumnezeu să ne vorbească, iar noi nu doar să auzim, ci să și împlinim. Amin. O să intru direct în mesaj, sar peste orice introducere și în această seară vreau să vă spun că avem o singură viață. Nu trăim de mai multe ori, nu credem în budism, nu credem în reîncarnare. Biblia spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea nu mai vine o evangelizare, nu mai vine o conferință de tineret, după aceea vine judecată. În această viață, iubiții mei, intrăm cu prima respirație pe care fiecare dintre noi am avut-o și ieșim din ea cu ultima respirație. În această viață pe care o avem, putem să fim un vas de cinste, o mărturie bună, un scop nobil să avem, să fim oameni care am fost folosiți de Dumnezeu, sau să fim vase de ocară, de rușine, vase compromise, vase jignitoare, asta înseamnă ocară, jignitor, compromițător, să fim vase care, la care nu plânge nimeni la înmormântare, că dacă ești bețivanul satului, nu plânge nimeni când ai plecat, nu? Dacă ai fost un om care ai tras sepe la alții, nu o să zică nimeni, bă, o să-i cumpăr cea mai scumpă coroană, că m-o tras apă de 2000 de euro, îi dau și una cu 1000 de euro coroană la final, nu. Atunci când plecăm de aici, iubiții mei, vom pleca și ascultați-mă bine. Putem șterge un video de pe internet, dar eu nu pot să șterg din inima voastră impactul pe care Duhul Sfânt îl poate avea prin predica de astăzi sau frate Strugariu prin cântările lor să șteargă amintirea pe care voi o aveți astăzi. Pământul atunci când sare când cade peste un sicriu poate acoperi trupul unui om, poate acoperi iPhone-ul, poate acoperi gresia și faianța, că nimeni nu-și mai amintește de lucrurile astea. Dar nu poți să acoperi impactul acelei persoane dacă a fost un vas de cinste, dacă a fost un vas pe care Dumnezeu l-a folosit, dacă a fost o mamă care a crescut un Samuel, un Moise, un Daniel sau o Estera, dacă a fost un tată care a zis ca și Gedeon, uitați-vă la mine, faceți ce fac eu. Iubiții mei, Iisus Hristos în momentul când a venit între noi în această viață a avut un scop suprem, Ioan 6:38, și spunea el așa, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Acesta e mesajul meu pentru voi în seara asta și întrebarea la care vreau să răspund este, cum ai dori să-ți folosești viața? Cum poți să fii un vas pe care Dumnezeu îl folosește? Și haideți să ne uităm la patru condiții pe care Pavel ni le enumeră aici, iar în a doua parte a mesajului vom vedea patru diferențe între vase. Patru condiții ca să fii un vas folosit de Dumnezeu și apoi patru condiții prin care să arătăm faptul că suntem diferiți. Predicăm diferit, slujim diferit, avem o chemare diferită și dacă suntem diferiți nu înseamnă că trebuie să ne jignim unul pe altul sau să ne lovim unul pe altul, ci trebuie să ne acceptăm unul pe altul. În primul rând, iubiții mei, ca Dumnezeu să ne folosească spre slava Lui, prima condiție pe care o pune Pavel aici este să fie vasul curat. Dacă cineva se curățește, poți să pui primul slide, nu știu cum se vede din spate până aici în față. Eu nu scu opritul becurilor în biserică și așa că nu pot să vă zic să strângeți becuri ca să vadă slide-ul. Dar pune, te rog, următorul slide. Prima condiție. Fii, te rog, atent aici la mesaj. Vas curat. Vas curat. Eu n-am vrut să aduc vas murdar aici cu mine. Am rugat pe frate să aducă câteva vase curate, însă pe slide, dacă vă uitați, este un vas pătat, este un vas care e murdar. Și iubiții mei, vreau să vă spun astăzi, cât timp ești murdar, ești folosit ca și vas de ocară de către diavolul.
cât timp ești murdar, o să vezi că păcatul te murdărește. Cea mai mare siguranță că ești în brațul lui Dumnezeu astăzi este că ai avut un moment când viața ta a fost curățită. Pentru că, iubiții mei, pornografia, trăirea în concubinaj, alcoolul, furtul, lăcomia, drogurile și multe altele sunt metode prin care diavolul pătează și murdărește viața cuiva. De aceea vine Dumnezeu și spune în Iacov 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Eu nu pot să vorbesc despre vasele care le-am aici, oare ce o să pun în ele? Salată de bef? Ce o să pun, sarmale? Eu primul lucru despre care trebuie să vorbesc în momentul când am un vas în fața mea, oare îi vasul acela curat? Îi vasul acela curat? Iubiții mei, sunteți unii dintre voi aici căsătoriți, sunteți alții care nu sunteți căsătoriți. Pentru cei care sunteți căsătoriți, nu prea am ce să vă mai spun. Ați ales un partener, sper că l-ați ales cu Dumnezeu împreună, luptați mai departe pentru familia voastră. Însă pentru cei care nu sunteți căsătoriți și care vă permite să vorbiți poate cu oameni, cu tineri, cu fete, cu băieți care ați văzut că viața lor e murdară, vreau să te avertizez astăzi că dacă continui în mizerie, îți vei lua un partener tot la fel și îți vei distruge viața. Iubiții mei, atunci când ne curățim, atunci când ne spălăm, noi trecem din tabăra diavolului în tabăra lui Dumnezeu. Iar curățirea se face prin pocăință. O să spui, frate Cristi, ai venit din România să ne spui lucrurile astea banale? Știți unde avem probleme? La lucrurile banale avem probleme. La alea avem probleme. Și de multe ori stau și ne întrebăm, de ce Dumnezeu nu mă folosește? De ce Dumnezeu nu pune în mine darul lui curat? De ce Dumnezeu nu pune în mine valorile lui? Iubiții mei, pentru că într-un vas murdar, orice pui se va compromite. De aceea vine 1 Ioan 1:9 și spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ascultați-mă, niciun doctor din lumea asta nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Primul pas pe care trebuie să-l faci în seara aceasta, dacă încă nu l-ai făcut, este curățirea. Să spui, Doamne, am nevoie să mă curățești. Există încă un păcat, 2, 3, 5, în care trăiesc în mod continuu și conștient. Vine Isaia și spune 1:16, spălați-vă de aici și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Uitați că Dumnezeu în versetul ăsta nu spune despre prorocii, cântare de fanfară, cor sau predică. O spus Domnul, înainte să vorbesc despre orice altceva, vreau să vă văd că sunteți spălați, că sunteți curățiți. Iubiții mei, o să întrebați oare cum se vede că sunt curat? Vreau să subliniez foarte clar faptul că faptele noastre dovedesc curăția noastră. Biblia spune Matei 5:8, ferice de cei cu inima curată, că și ei vor vedea pe Dumnezeu. Eu nu pot să am inimă curată și fapte murdare. Dacă ai o inimă curată, vei avea priviri curate. Dacă ai o inimă curată, vei avea un pormoneu curat. Dacă ai o inimă curată, vei avea un telefon curat. Poți să spui astăzi, am telefonul curat? Iubiții mei, când intri pe TikTok, Instagram, Facebook, YouTube sau orice altceva, știți că YouTube-ul și TikTok-ul știe mai bine decât cât de tare suntem pocăiți, mai bine decât păstorii sau părinții noștri. Pentru că atunci când intri pe pagina aceea, TikTok-ul, YouTube-ul sau orice altceva îți recomandă și el știe ce îți place. Cu cât te uiți mai mult la un video, lucrez în domeniu și știu lucrurile astea și simple de înțeles, cu cât te uiți mai mult la un video, următoarele video vor fi pe tema aceea. Dacă intrăm acum pe pagina ta de TikTok sau de YouTube, ce îți recomandă YouTube? Tu știi. Dar vreau să spun astăzi că o inimă curată înseamnă un telefon curat, o inimă curată înseamnă gânduri și intenții curate, o inimă curată înseamnă curățenie în playlist-ul de la muzică, între CD-urile care le ai acasă, între lucrurile la care te uiți. Iubiții mei, vreau să subliniez un lucru foarte important în ziua asta. Farfuria murdară nu este curățată de mâncare, ci de apă. Văd foarte mulți tineri, Doamne, folosește-mă, umple-mă cu Duhul Sfânt, botează-mă, dăm dar de prorocie. El e murdar. Și Dumnezeu spune, nu așa trebuie să te rogi. Trebuie să spui mai întâi, Doamne, recunosc că sunt păcătos, vreau să mă mărturisesc, spală-mă mai întâi și apoi folosește-mă. Amin. Mâncarea, iubiții mei, nu curățește vasul. Mâncarea este compromisă de vas dacă vasul acela nu-i curat.
Eu nu iau chiftele și spăl cu chiftelele farfuria murdară. Eu dacă pun chiftele într-o farfurie murdară, pot să fie cele mai scumpe chiftele din lumea asta, nu le mănâncă nimeni. De aceea e important, înainte ca Dumnezeu să pună mesajul Lui în viața noastră, darul Lui, valorile Lui, inima ta să fie curată, vasul tău să fie curat. După ce sunt curățit, mai sublinez ceva și mă duc mai departe. Nu mai stau lângă vase murdare. Mă uit la soția mea când spală vasele, după ce spală vasul acela și îl face curat, îl mută din chiuveta cu vase murdare și îl pune undeva la uscat. După ce o sta la uscat și îl șterge, îl pune undeva într-un dulap. Și la următoarea dată când face mâncare, prima dată soția mea se va uita la dulapul cu vase curate. Curate. Mă întreb asta dacă Domnul vrea să dea un mesaj prin cineva, o vedenie, un vis, eu știu, o milostenie, o mijlocire. Și se uită la vasele curate din Arganda, poate să zică și Emanuel e acolo, și Marian e acolo, și Cristi e acolo. Prima dată trebuie să fim curați. Și anturajul care l-ai îți arată cât de curat ești. Pavel spune mai departe, fugi de poftele tinereții și de azi înainte, auziți, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea cu cine? Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Adică stai lângă vasul curat. Un proverb japonez spune așa, dacă nu e sigur de caracterul cuiva, uită-te la prietenii lui. Iubiții mei, Cristi Boariu e media celor mai apropiați 5 prieteni, să știți. Prietenii pe care tu îi ai te vor ajuta să te apropii mai mult de Dumnezeu sau te vor ajuta să te apropii mai mult de diavolul. Tu ți-i alegi. Tu știi ce vrei. Dar eu repet exemplul și trec mai departe. Când vasul e curat, trece în dulapul din vase curate. 2. Nu-i suficient ca un vas să fie curat. Iubiții mei, vine Pavel mai departe și spune să fim un vas de cinste. Și am pus aici cinstea la nivelul mărturiei noastre, la nivelul integrității noastre, la nivelul sincerității noastre. Intact, fără fisuri, fără crăpături, să nu se scurgă lichidul din el. Eu am aici patru vase curate le-am adus. O să vedeți mie pentru ce. Patru vase curate nu le-am adus eu din România, am cerut fratelor să mi le aducă. Da? Toate astea sunt curate, iubiții mei. Toate sunt curate. Însă nu-i suficient ca vasul să fie curat. Uitați aici. Am aici în mână o carafă. Ea e curată. Dacă carafa asta e spartă într-un singur loc, eu nu mai pot să folosesc. Poate există, dar unde vrei să mergi? Ce vrei să ne spui? Că nu-i suficientă cu curățirea? Nu-i suficient botezul, nașterea din nou, pocăința? Nu-i suficient. O zis Pavel, după ce te-ai curățit, trebuie să fii un vas cinstit. Un vas intact. Iubiții mei, cea mai importantă trăsătura caracterului nostru, știți care este? Integritatea. Integritatea. Și mă dau exemplu pe mine acum. Dacă eu vineam acum dintr-un club de noapte la Amvon aici la voi și voi știați că vin dintr-un club de noapte, toată predica mea nu mai are niciun impact asupra voastră. Dacă eu, de exemplu, folosesc minciuna, să mă ne ferească Dumnezeu, ascultați-mă, iubiții mei, bun, nu vin dintr-un club de noapte, ai trecut de curăția aia, dar ai o problemă cu cinstea, cu spărturile, intact, cu integritatea. Cunoașteți oameni care v-au spus că mâine la 4:30 vă întâlniți cu ei? La 4:30 l-ai sunat, nu numai că nu era acolo. O răspuns orange la telefon, robotul. Abonatul nu poate fi contactat. Cunoașteți oameni pe care ați împrumutat cu 1000 de euro și n-ați văzut bani în veci. M-a sunat cineva din Italia. Pate Cristi, bunica mea la Moldova Nouă, bunica mea o femeie al Dumnezeu, vreau să mă pocăiesc, nu știu ce. După 2 luni mă sună, eu am crezut că o să o pocăie. Pate Cristi, vreau să ajung în Deva la un restaurant, eu știam restaurantul ăla. Vreau să ajung în Deva la un restaurant, am nevoie de 150 de euro să ajung din Italia în Deva. Știi ce greu e când ești cunoscut? Mai bine să nu fii cunoscut. Toată lumea te cunoaște că poți să dai. Și dacă nu îi dai, știi ce spune? Tot ce predici e zero. Am zis, Doamne, ce să fac? Nu știam ce să fac. Băi, dacă nu... Omul o zis, bă, vreau să vin în Deva să lucrez. M-au spus numele restaurantului tot. Am zis, mă, sunt mărturisit acum 2 luni. Nu? Probabil că s-o pocăiesc. I-am trimis banii. După ce au primit banii, când am sunat, nu am mai răspuns nimeni. Unde vreau să ajung, iubiții mei? Cea mai importantă valoare pe care voi aveți, ascultați-mă bine, e integritatea voastră.
Să fii un om integru, să fii un om de cuvânt, să fii un om de caracter. Faptele noastre vor striga întotdeauna mai tare decât vorbele noastre. 1 Timotei 4:16. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai. Uitați ce spune Pavel aici, înainte să predici la alții, ai grijă la mărturia ta. Înainte să spui altora, vezi dacă ceea ce faci nu cumva strigă mai tare decât vorbele tale. Știți, omul integru e omul pe care îl cuvânt e poți baza, omul care e sincer și nu fățarnic. V-ați întrebat vreodată de unde vine cuvântul sincer? Sine cera. Erau vase de lut în vechime, foarte multe, și oamenii munceau, meșterii lucrau la ele și nu-și permiteau să piardă munca lor, însă pe drumurile care le făceau spre târguri, aceste vase de lut, unele dintre ele, se crăpau. Și atunci negustorii, când ajungeau acolo la masă, puneau vasele pe masă alea bune și pe alea crăpate le băgau în spate, le dădeau cu ceară, le polișau cu ceară pe crăpături. Nu-și permiteau să-i spună la client, omule bun, nu pot să-ți o dau așa, că după ce o polișau, o puneau pe masă. Venea clientul, vedea că sclipește, băi, dar ca și nouă, zice, extraordinar. Merea acasă, când s-o folosească, nu putea. Și atunci s-au inventat vorba aceasta, sine cera, adică n-are ceară, e fără ceară. Nu știu, ar trebui să o folosim și astăzi, nu? E fără ceară, oare? Vine cineva și te apreciază, bă, dar ce te-a folosit Domnul, dar oare e sine cera? Stai și te gândești, oare mă lingușește, vrea ceva de la mine sau chiar o spus din partea Domnului că s-o ruga pentru noi? Iubiții mei, dacă un vas e crăpat pe o parte, te mai interesează pe care altă parte e crăpat? Ascultați-mă, dacă Cristi Boariu e în stare să mintă după 14 ani de slujire și 11 ani de căsătorie, botezat cu Duhul Sfânt și în apă, Cristi Boariu e în stare să facă orice altceva. Am pus numele meu ca să nu vă jignesc pe voi. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea care o am în fața voastră. Dacă este aici cineva care încă se ocupă cu minciuna, care promite și nu face, mă rog azi Dumnezeu să-ți iasă în față să te pocăiești. Iubiții mei, nu vă gândiți cum vă poate folosi Dumnezeu până când mai sunt crăpături, până când mai sunt fisori. Acel vas nu poate fi folosit. Omul integru, să știți că nu se compromite cu nimic. Omul integru nu se compromite cu nimic. Un profesor de medicină a adus în fața studenților săi un caz deosebit. O familie bolnavă de tuberculoză, spunea el, are 4 copii în viață, iar 3 au murit. 4 în viață, 3 morți. Cei care sunt în viață sunt în mare parte cu dizabilități. Familia așteaptă un alt copil, mama e însărcinată cu alt copil, al 8-lea copil. Ați sfătui, o zis medicul, acești părinți să avorteze? Ați pune în practică acest lucru? I-o întreba pe studenții săi. Majoritatea studenților au zis da. Dacă am 3 morți și 4 în viață și aia cu dizabilități și ăsta care vine nu știu ce va fi cu el, mai bine să avortez, o zis studenții. O zis medicul, procedând astfel, tocmai l-a ucis pe Beethoven. Iubiții mei, oamenii integri nu se sperie de adevăr, iar oamenii compromiși nu se sperie de minciună. Te supără adevărul? Sau te sperie minciună? Omul integru nu se sperie de adevăr, iar omul compromis nu se sperie de minciună. Integritatea e fundamentul de bază pentru orice slujire în biserică sau în afara bisericii. Știți de ce? Pentru că omul integru n-are frică numai de șef, n-are frică numai de păstor. Omul integru are frică de Dumnezeu. Pot să vă spun astăzi, la 36 de ani, dacă ceva m-a ținut până astăzi, a fost frică de Domnul. Voi vedeți predica mea de astăzi, față strugariu, văd cât lucrăm împreună. Dar în spate, numai Dumnezeu știe dacă eu sau nu trăiesc cu El. Eu într-o zi nu voi fi mântuit sau răsplătit pe baza predicii de la Arganda del Rey, ci pe baza trăirii 24 din 24 cu Dumnezeu. De aceea te rog, uită-te astăzi în viața ta. Orice relație se păstrează prin încredere, iar încrederea se bazează pe integritate. Omul integru nu poate fi mituit, nu poate fi convins să se compromită, nu poate fi convins să mintă. El preferă să piardă decât să-și calce valorile sale. Tit 2:7, dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție. Și aici în engleză, în loc de curăție, e integrity, de integritate.
de vrednicie. Pentru că mărturia ta depinde de integritatea ta. Iubiții mei, mărturia mea nu depinde de cât de tare urlu la amvon sau ce terță știu să fac la cor. Mărturia mea depinde de integritatea mea. Psalmul 41:12. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele. Tot cuvântul integritate este aici în original. Și m-ai așezat pe vecie înaintea ta. Curat, intact, 3. Sfințit. Curat, intact, sfințit. Ce înseamnă sfințit? Pus deoparte, dedicat pentru cauză divină. Un vas care a căpătat un caracter sacru. Și acum vă pun două întrebări. Un cuțit nu e suficient să fie curățat, nu-i așa? Dacă se întoarce înapoi în mâna unui criminal. O sticlă nu e suficient să fie spălată și să nu fie spartă dacă se întoarce înapoi în mâna unui consumator de droguri. Îmi spunea un băiat, frate Cristi, de 15 ori am ieșit în față până acum. De 15 ori! Vin, sunt mișcat, sentiment, emoție, frumos, mă duc înapoi unde am fost. El, Dumnezeu îl curățește pentru o seară. Dar curățirea asta, iubiții mei, trebuie păstrată. Și păstrarea asta se face printr-o relație continuă cu Dumnezeu. Și atunci ajungem la sfințire. Atunci când ești sfințit, Dumnezeu prin Duhul Sfânt însoțește slujirea ta. Am lăsat 7 copii acasă. În primul loc că faceți strugăriu, dacă numărăm bine, cred că am ajuns la 29. Credeți că n-aveam ce face weekendul ăsta acasă, așa-i? Iubiții mei, le spuneam la Darius și la Marian și la Marcel la emisiune mai înainte. Dacă tot plec de acasă, vreau să rămână un rod în urma mea. Dacă am plecat de acasă și în urma mea nu s-o pucăi nimeni, mai bine stăm acasă. Dacă am plecat de acasă și vă place predica de astăzi, mai bine stăm acasă. Eu nu plec la doctor ca să-mi placă ce îmi spune doctorul. Eu plec la doctor să mă vindec. Iubiții mei, în seara asta Dumnezeu te întreabă, ești curat, ești integru, ești intact, dar ești și sfințit. Ești și sfințit. Uitați-vă, sunt mulți oameni care cântă, mulți care fac milostenie, mulți care predică. Dar întrebarea mea e, câți din oamenii aceștia sunt însoțiți realmente de Duhul Sfânt? Pentru că eu pot să vă țin aici un discurs colosal. Dacă Duhul Sfânt nu merge printre rânduri să atingă inima voastră prin acest mesaj, tot ce fac eu e zero. Biblia spune în Marcu 16:20, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele și minunile care îl însoțeau. Amin. Iubiții mei, vasele acestea, ca să înțelegeți ce înseamnă sfințire, vasele acestea pot fi folosite, ele sunt curate, ele sunt intacte. Eu pot să folosesc vasele astea în seara asta, pot să pun limonadă în asta. Dar eu când mă duc mâine în România, luni în România dimineața, eu nu mai pot să folosesc vasul ăsta, că nu e a meu. Asta e diferența între o seară cu Dumnezeu sau o viață cu Dumnezeu. O emoție de o clipă sau o disciplină zilnică până la finalul vieții. Repet, sfințit, dedicat, folositor stăpânului lui, pentru toată viața în slujba acelei persoane. Poți să spui astăzi, eu sunt un astfel de vas? Iubiții mei, Billy Bray a fost un miner care l-a acceptat pe Iisus Hristos ca mântuitor al său în 1823, la 29 de ani. El a trăit o viață de beție și de sfrânare înainte de mântuire, o viață murdară, dar a devenit un martor al lui Dumnezeu și o mărturie atât de puternică pentru Dumnezeu, încât a devenit cunoscut drept omul fericit al lui Dumnezeu. Odată se pac cartofii în grădina lui și a simțit că diavolul îl asuprește. I s-a părut că diavolul i-a spus, Billy, Dumnezeu nu te iubește. Dacă ar fi făcut-o, el nu ți-ar fi dat cartofi așa de mici și așa de puțini. Dar Billy n-a ascultat de șalpa diavolului, ci a răspuns, te-am slujit mult și cu dedicare, diavole, și niciun stăpân n-ar putea avea o dată un rob mai bun decât am fost eu pentru tine. Dar când te-am servit, nu mi-ai dat nici măcar un cartof. Când te-am slujit, nu mi-ai dat nimic bun pentru eforturile mele. Iubiții mei, Billy Bray și-a amintit că povara pe care o avea în slujba lui Hristos era mai ușoară decât cea pe care o avusese slujind diavolului. Ascultați cuvintele lui. Aș prefera să fiu un iad cu Iisus decât în rai fără Iisus, căci iadul cu Iisus mi s-ar părea exact ca raiul, iar raiul fără Iisus mi s-ar părea exact ca iadul. Te întreb astăzi și mă duc la următorul punct. Poți să spui, sunt un vas sfințit în mâna stăpânului meu. Sunt un vas dedicat, nu mai vin, când iară vin în față, iară mă duc, iară vin, iară mă duc. Nu, sunt aici. Și după ce sunt sfințit, iubiții mei, o a patra condiție ca Dumnezeu să mă folosească, știți care este? Disponibilitatea. Disponibilitatea.
Am văzut oameni curați, am văzut oameni integri, am văzut oameni sfinți. Și spui, auzi, nu poți să vii cu mine la un orfan. Nu pot acum, zice, am altceva să ocupați, zice. Dragii mei, nu-i suficient să avem primele trei. O zis Pavel aici, folositor și destoinic. Te rog să pui Isaia capitolul 6 cu versetul 8. O chemare extraordinară a Bibliei. Spunea Isaia aici, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Și ce-o zis Isaia? Păsoră mea, am un văr, dacă s-ar pocăi ăla, ar fi ceva deosebit, nu. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Ați auzit de Moody probabil toți dintre voi. Într-o zi, Moody citea versetul ăsta. Și când a citit versetul ăsta, a luat Biblia, a luat un creion și în dreptul acestui verset a scris ceva fenomenal. Auziți? Eu sunt doar unul, dar sunt unul. Nu pot face totul, dar pot face ceva. Ceea ce pot să fac, ar trebui să fac. Și ceea ce ar trebui să fac, prin harul lui Dumnezeu, voi face. Aia a fost chemarea lui Moody și aia a fost dedicarea lui și disponibilitatea lui. Și au zis, Doamne, de astăzi, iată-mă, trimite-mă. Problema noastră e că noi vedem unde au ajuns oamenii mari lui Dumnezeu, dar n-am vrea drumul într-acolo. Iubiții mei, eu n-am cum să ajung unde a ajuns Pavel decât dacă fac ce a făcut Pavel. N-am cum să ajung cel mai blând om de pe fața pământului ca și Moise decât dacă fac traseul pe care l-a făcut Moise în drumul spre blândeț. Vrei Dumnezeu să te folosească? Scrie în Biblia ta. Doamne, și eu sunt unul. Și eu sunt unul. Fapte 9 cu 10, în Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania! Ascultați răspunsul lui, iată-mă! Iată-mă, Doamne! Știți de câți ani Dumnezeu strigă în bisericile noastre? Știți de câți ani Dumnezeu mai cheamă oameni, mai cheamă tineri? Și durerea lui Dumnezeu se vede în Ezechiel 22 cu 30. Caut printre ei un om care să înalți un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc. Și auziți durerea lui Dumnezeu, dar nu găsesc niciunul. Niciunul. Am un prieten în județul Oradea, la Nădlac. Omul acesta 30 și ceva de ani are de când e penticostal. De vreo 18-19 ani e pocăit. În momentul când s-a pocăit, el s-a ocupat cu biștiță foarte mult, era plecat când erau seri de tineret, când erau duminici cu programe frumoase, el era plecat să vândă piese auto, să își găsea motive să lipsească de la biserică. În Craiova l-au prins niște oameni încetați cu legea, cu bâtă de baseball, i-au luat tot, au vrut să-l și omoare pe omul ăsta, el a strigat, lăsați-mă că am 5 copii acasă, lăsați-mă în viață. O zis Cristi, 2 săptămâni am umblat după ei să-i omor. Vedeți-mă ce penticostal era. 2 săptămâni. După 2 săptămâni, parcă m-a străfulgerat ceva, bă, Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta pentru trezirea mea, măi. Că eu eram în biserică, eram botezat, foaia membrală. Dar aveam motivele mele să nu fiu acolo. Și au zis, Doamne, dacă ai un cuvânt pentru mine, trimite-mi un om al tău la mine acasă, dacă mai este șansă pentru mine. Un proroc din Vaslui, iubiții mei, a fost trimis în Arad. A făcut 18 ore cu trenul. 18 ore faci din Arad până în Vaslui. 36 de ore dus întors. Când a coborât în gara din Arad, omul acesta a spus așa, Doamne, pentru o prorocie de 3 minute m-ai trimis 36 de ore? N-ai găsit pe altcineva mai aproape? N-ai putut să trimiți pe altcineva? Am pierdut câteva zile de la servici, din familie, ca să vorbesc 3 minute. Și auzi ce a spus domnul în gara din Arad. N-am mai avut pe cineva mai aproape disponibil astăzi. Am proroci, am păstori, am tineri, am oameni. Dar n-am avut pe cineva disponibil să facă lucrul ăsta mai aproape. Toți au scuzele lor. Toți au prioritățile lor. I-a spus domnul la proroc orașul, strada, numărul. O intrat, așa vorbește domnul. Prietenul meu o căzut cu fața la pământ. De atunci până astăzi o lipsit de la biserică o singură dată când s-o ars pe picioare cu sudură. Vedeți ce face un om disponibil? Iubiții mei, curat e bine, nu-i suficient. Intact e bine, nu-i suficient. Sfințit e bine, nu-i suficient. Dacă biserica penticostală are nevoie de ceva, are nevoie și de oameni disponibili. Ajută-ne, Doamne, la asta. Să vedeți când e vorba de comentarii câți disponibili sunt. Când ceva nu iese bine, câți disponibili sunt. Vreau să te întreb astăzi,
Ești disponibil pentru Domnul? Cât de mult trebuie să caute Dumnezeu un tânăr care să facă ceva ce nu se vede? Poate crăpa lemne la o bătrână, poate o vizită la o văduvă, poate o curățenie la o familie cu mulți copii, poate o vizită la un spital, un ajutor financiar pentru cineva. Ești disponibil? Săptămâna trecută eram la părinții mei acasă. Am trecut pe la ei și am văzut 20 de surori la muncă acolo. Cele mai multe erau mame cu mulți copii care au făcut treabă în viața asta și s-au ocupat de ei, educație, spălat, mâncat, sătule de muncă. Și m-am uitat și am văzut 10.000 de sarmale făcute. Și am zis, mami, dar ce nuntă aveți? E ceva nuntă și eu nu știu. Și au zis, nu e nicio nuntă. Din aștia 10.000 de sarmale vor mânca orfanii, văduvele, bătrânii, familii cu mulți copii și oamenii săraci. Vă rog astăzi un lucru, dați-mi 20 de surori din astea în fiecare oraș din țară și vă garantez că într-un an schimbăm România. Vedeți că nu de predicatori avem nevoie mai mult, ci de oameni disponibili. Pentru că noi suntem vocea lui Dumnezeu care cheamă, dar dacă în sală nu e nimeni care să zică, iată-mă, trimite-mă. Vocea asta e ca și un microfon închis. Am văzut categorii de creștini diferiți, curați, nesfințiți, dar disponibili. Știi, asta mi-e ciudă, oameni buni. Ăla curat, sfințit și integru, zice, n-am timp, omule, că-s prins cu altceva. Dar abia așteaptă să vină unul care nu-i curat. Vine el să bagă în față. Intră el și face. Și face praf tot. Pentru că dacă tu care nu ești chemat de Dumnezeu nu vrei, vine altul. Vine altul. Apoi am văzut oameni curați, sfințiți, dar indisponibili. Și am văzut și murdari și nesfințiți disponibili. Ideal e să fim curați, integri, sfințiți, disponibili. Ajută-ne, Doamne, la asta. În a doua parte a mesajului, iubiții mei, vreau să ne uităm la aceste patru vase și să vedem patru diferențe între ele. În primul rând, iubiții mei, vasele diferă prin capacitate. Vasele diferă prin capacitate. Da? Un litru poate poți să pui în asta și trei poți să pui în asta. Nu toți putem duce în noi la fel anumite probleme, confesiuni, dureri sau apăsări. Nu toți putem transporta aceeași cantitate pentru că suntem creați diferit. Ați văzut că sunt persoane care nu pot păstra secretul lor personal. Ce să mai păstreze mărturisirile unei biserici? Da? Unii nu știu să gestioneze finanțele lor personale, alții pot gestiona finanțele unei firme sau unei biserici și să meargă totul bine. Unii nu-și pot duce povara lor, alții pot duce poverile unei biserici întregi. Întrebarea mea este, mi-am cunoscut capacitatea la care Dumnezeu m-a chemat? Că dacă eu stau, iubiții mei, uitați-vă la vasul ăsta, un litru, da? Toată viața poate sta amărât și posomărât. Frate, zice, eu dacă nu-mi dai 5 litri, eu nu mă bag, zice. Mie amvonul întrebă. Dar Dumnezeu, nu te-o chema la amvon. Te-o pus în altă lucrare. Ai o altă capacitate. Mie întrebă mai mult neapărat, dar tu poți duce mai mult. Dar mai e și invers. Ăsta cu 3 litri, dacă spune, auzi, eu numai cu 100 de grame mă bag. Mai mult nu mă bag, nu pot. Ba, dar tu poți. Tu poți. Iubiții mei, uitați-vă, Dumnezeu când a împărțit talanții, 5, 2 și 1. Sunt vase care pot hrăni o singură persoană, sunt vase care pot hrăni 10 persoane. Un pahar are diferență foarte mare între un pahar și o sticlă de 10 litri. Nu vei putea hrăni o mulțime până n-ai hrăni mai întâi o familie. Nu vei putea evangeliza România până n-ai evangelizat întâi clasa de la școală. Mă uit aici la tinere din dreapta, din stânga, din la voi. Am văzut oameni care au zis, vreau să mă duc în Africa să propovedesc Evanghelia. Foarte fain. Dar colegii știu că ești pocăit, nu. Iubiții mei, hai să lucrez la capacitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Hai să-mi cunosc capacitatea pe asta și să mă pun la dispoziția Lui. Ați auzit de Adoniram Judson. A absolvit colegiul și seminarul și a primit un apel de la o biserică la modă din Boston pentru a deveni păstor asistent al acesteia. Toată lumea l-a felicitat. O să zice, ofertă colosală. Direct de la seminar, păstor asistent. Ce zice Adoniram? Mama și sora lui s-au bucurat că ar putea trăi acasă cu ei și să-și facă treaba vieții. Dar Judson a clătinat din cap și a spus, munca mea nu este aici. Dumnezeu pe mine mă cheamă dincolo de mări. A rămâne aici, chiar și pentru a sluji lui Dumnezeu în lucrarea sa, simt că ar fi doar o ascultare parțială și n-aș putea fi fericit în asta. Au zis mulți că e nebun, că nu s-a înțeles chemarea, că refuză confortul de la o biserică frumoasă și mere la indieni, în India, și până la urmă s-a oprit în Myanmar și în Birmania. Dați-mi voie să vă citesc scrisoarea pe care Adoniram Judson a scris-o la viitorul lui socru.
vorbea cu o fată din biserică și i-a spus, uite la ce m-a chemat Dumnezeu. Fata a fost de acord, dar a ajuns la concluzia împreună să scrie și tatălui ei. Auziți ce a scris Adoniram Judson la tatăl fetei. Acum trebuie să vă întreb dacă puteți consimți să vă despărțiți de fica voastră la începutul primăverii viitoare pentru a nu o mai vedea pe această lume. Sunteți stați în sală și eu sunt un tată. Ce ai spune să citești aceste versuri? Dacă puteți consimți la plecarea ei și la supunerea ei la greutățile și suferințele vieții misionare. Dacă puteți consimți la expunerea ei la pericolele oceanului, la influența fatală a climei de sud a Indiei, la orice fel de nevoi și necazuri, la degradare, insultă, persecuție și poate o moarte violentă. Puteți să consimțiți la toate acestea de dragul celui care a părăsit casa lui cerească și a murit pentru ea și pentru dumneavoastră? Și tatăl i-a zis, pot. Oare ce scrisori scriu tinerii astăzi la viitorii socri? E gata vila, zice. Lamborghini, e luat? S-a uitat băiatul meu într-o zi pe o revistă cu mașini și zice, eu cu Lamborghini vreau să mă duc în misiune când o să fiu mare. Succes, i-am zis. Spor. Da. Iubiții mei, fata asta a plecat cu Adoniram Judson în misiune. Ascultați-mă bine, ascultați bine continuarea. Ori a ajuns acolo, la scurt timp a început războiul între englezi și cei din Myanmar, Adoniram Judson a fost arestat și a fost băgat la închisoare. 2 ani femeia asta s-a ocupat de familie, s-a ocupat de Adoniram Judson care era în închisoare și ducea mâncare zilnic, s-a ocupat să intre cu autoritățile în contact mereu să gestioneze eliberarea lui, s-a ocupat de misiune și de misionare. După 2 ani Adoniram Judson vine acasă eliberat. La câteva luni ea moare de epuizare. La 6 luni după ce moare ea, moare copilul ei. Și oamenii ăștia ca și voi, pe același Dumnezeu l-au avut pe care l-avem și noi. Și vă dați oameni pe care doare măseaua. Frate păstor, nu pot să vin la biserică, mă doare măseaua. Ți-ai cunoscut capacitatea care Dumnezeu te-a chemat? Ți-ai cunoscut chemarea? Rezistență. Capacitate. 2. Diferim prin rezistență. Sunt vasele de lut care sunt de design. Vă rog să vă uitați bine la asta. Ăsta e un vas de lut de design. Ăsta e un vas de lut care poate fi băgat în cuptor. Știți care e diferența între ăsta și ăsta? Ăsta a trecut până 800, 1000 de grade, 1200 de grade înainte să fie vândut. Ăsta nu. Ăsta stă și se uită la ăsta care intră în cuptor și zice, l-a bătut Dumnezeu, zice. Știu eu, păcătuit, mă, nemernicul, mă. Toată viața ăsta nu face nimic. Stă pe un raft și se uită la alții. Cu talentul îngropat, cu semințe și popcorn în mână. Ăsta rănește mii de oameni într-o viață. Arde, se consumă și totuși rezistă. Iubiții mei, farfuria de inox. Am aici un vas de inox. Rezistă la cădere și nu vreau să fac probe acum, să nu vă speriu. Asta nu rezistă la cădere. Fac o paranteză. Toți bărbații știu versetul ăla. Femeia e un vas? Toți bărbații știu versetul ăla. Care e mai slab, inoxul sau asta? Măcar surorile trebuie să zică, frate Cristi, mulțumim că ne-ai salvat. Inoxul e mai ieftin. Ăsta e mai scump și mai slab. Plasticul, farfurii. Eu l-am cumpărat la copii farfurii de plastic când mănâncă lapte cu fulgi dimineața, cu cereale. Dacă dă pe jos, o iau și o pun apoi pe masă. Dacă le iau porțelan și îl dă pe jos, nu mai pui pe masă în veci. Ai grijă la nevastă ta. E un vas mai slab. E mai scumpă, e mai sensibilă. Ai grijă. De aceea spune Pavel Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dacă la ăsta, dacă ai în biserică bărbat sau femei ca și ăsta, da? Vorbesc acum strict la textul meu,
I-ai spus un cuvânt, s-a supărat ușor. Cu ăsta poți să dai pe jos, el vine mai departe. Rezistența noastră, iubiții mei, e diferită. Dar vreau să vă spun acum ceva foarte important. Dacă te crezi mai puternic, dacă te uiți de sus la alții, înseamnă că ești mai rezistent, mai îngăduitor, mai iertător, mai plin de bunătate. Rezești? Ieremia a profețit în Iuda 40 de ani sub patru împărați. Ascultați la câte presiuni a rezistat Ieremia. Familia se întoarce împotriva lui, a fost biciuit, a fost pus în butuci, a fost atacat de mulțime, a fost amenințat de rege, ridiculizat, aruncat în închisoare, aruncat în fântână cu noroi, este dus în Egipt împotriva voii lui, unde a și murit în cele din urmă. Nu toți pot rezista la o astfel de dimensiune a lucrării, dar, Dumnezeu nu te-a chemat la mai mult decât poți rezista. Să nu uiți asta. Dacă ți se întâmplă anumite lucruri în viață, înseamnă că Dumnezeu știe că poți să treci prin ele. Și spun, Doamne, dă-ne puterea la asta. Pavel spune 2 Corinteni 11:23, osteneli, temnițe, lovituri fără număr, primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, bătut cu nuiele, împroșcat cu pietre, s-a sfărâmat corabia, călătorit primejdii, în osteneli, în necazuri, în priveguri, în foame și sete, în posturi, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Iubiții mei, nu întotdeauna calea la care ne cheamă Dumnezeu e la buton totul. Suntem generația care are totul la buton, dar sacrificiile slujbei rămân la fel. Te cheamă Dumnezeu să reziști. Poți să reziști? Pot totul în Hristos care mă întărește. 3. Stabilitate. Stabilitate. Vasele acestea, da? Unele, dacă vine o furtună mai mare, se răstoarnă mai ușor. Altele rezistă. Da? Sunt mai stabile. Sunt vase care la un simplu vânt cad la pământ. Sunt vase care la o simplă supărare s-au mutat în altă biserică. La o nouă învățătură au plecat imediat urechea. De aceea Pavel spune în Efeseni 4:14, să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Acum, iubiții mei, aici, între voi, între 700 de oameni, e ușor să fii pocăi. Da? E ușor să fii lumânare între candelabre. E ușor să fii sare în solniță. Da? E ușor să fii becuri între celelalte becuri. Dar gândiți-vă că stabilitatea noastră se va vedea când vom fi singuri cu diavolul. Când vom fi singuri ca și cei trei tineri în Valea Dura. Rămân în picioare, stabili. Și acolo mai erau poate mii de tineri care au fost luați și ei și duși în Babilon. Și ai văzut că și băiatul lui ăla se pleacă, și fata lui ăla se pleacă, și nepoata lui ăla, și tu rămâi în picioare? Mă gândesc la Iosif în casa lui Potifar, rămâne în picioare, fără fanfară, fără cor, fără comitet, fără proroci, fără biserică. În casa lui Potifar, rămâne în picioare. Tu poți să rămâi în picioare în casa lui Potifar, care se numește TikTok, care se numește tehnologie. Iubiți părinți, uitați-vă bine la mine. Generația asta voastră de adolescenți au văzut mai multe lucruri decât cei mai bogați oameni ai lumii care își permiteau să vadă orice. Avem nevoie să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i țină în picioare. Nu e un lucru ușor asta. Daniel, prigonit pentru că era credincios, rămâne mai departe în picioare. Gândiți-vă la momentul acela, 80 de ani avea Daniel când a coborât în groapa cu lei. Un bătrân cu părul alb, să-l faci steak pentru lei. Gândiți-vă la demnitatea lui cu care a pășit în groapa aceea. Un om de rang înalt, cu un Dumnezeu mare, coboară în groapă, stabil. Lei nu-l înfrică? Și tu zici, băi, eu nu mai vin că m-a spus un cuvânt nu știu care. Așa de puțin stabil ești. Și în ultimul rând, iubiții mei, vasele acestea diferă printr-un scop diferit pe care ele le au. Sunt vase pe care le poți pune la foc să fiarbe conținutul în ele și sunt vase ca și bolurile care nu pot fi folosite decât pentru a servi supa. Sunt vase în care depozitești ceva, sunt vase cu care car ceva, sunt vase cu care pregătești mâncarea și sunt vase cu care servești. De aceea chemarea noastră diferă. Domeniile în care noi lucrăm diferă. Roman 12:6. Spune Pavel aici, avem felurite daruri. După harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură.
ce ne îmbărbătează pe alții, să stea bolsuflați, că nu-ți băgați în seamă. Nu. Să se țină de îmbărbătare. Cine dă? Aici e grea continuarea, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, iar le trebuie bani la ăștia. Nu le trebuie bani la nimeni. Dar au zis Pavel, dacă te-a chemat Dumnezeu să dai, fă cu bucurie. O zis un frate, o zis, bă, zice, am vrut să dau 5 lei, dar am confundat și am dat 50 de lei. I-am zis, stai liniște că numai 5 lei a dat, stai liniște. Nu au fost 50. Iubiții mei, când paharul se bagă la servit piure, se întâmplă confuzii, neclarități și rușine. Când bolul se bagă la fiert, la fel. Când sticla se bagă la curăța cartofi, la fel. De aceea e foarte important. Am făcut un sondaj pe Instagram. Sunteți multe tineri care aveți pe Instagram cont. Am făcut un sondaj și am zis, îți cunoști chemarea din partea lui Dumnezeu? 53% a zis, nu mi-o cunosc. Am ani de zile de biserică, vin de ani de zile aici. Habar n-am la ce m-a chemat Dumnezeu. Iubiții mei, trebuie să ne identificăm scopul. Trebuie să ne identificăm chemarea. Timothy Stackpole a fost un pompier din New York, care a fost grav ars într-un incendiu în 1998. S-a însănătoșit și deși putea să revină să stea la pensie frumos cu un ajutor pentru boala prin care a trecut, în ciuda sfaturilor primite din partea unor prieteni, a ales să revină la munca sa. A zis, nu pot să trăiesc fără să scot oameni din foc. Nu pot să stau pe telefon și să văd cum arde un bloc, arde o casă, cum un bebeluș trebuie scos de acolo. O zis prietenii, mă omule, o să ai o pensie faină. Ai certificat de trecere prin boală. Poți să stai liniștit? Și o zis, nu pot. A fost un mare pompier și pasionat de munca sa. A fost curând promovat capitan. Ați auzit 11 septembrie 2001. O intrat primul avion în primul turn. O intrat al doilea avion în al doilea turn. Timotei a fost unul din pompierii care au fugit în al doilea turn pentru a încerca să salveze oameni. Când a făcut-o, s-a prăbușit turnul și a murit. A murit împlinindu-și chemarea. A murind scoțând oameni din foc. A murit la datorie. De fratele Verghele, ați auzit careva din sala asta din Agrișul Mare? Sunteți câțiva care ați auzit. A fost unul dintre prorocii cu adevărat de Dumnezeu. I-a spus Domnul înainte să moară cu câteva săptămâni, continuă să muncești pentru mine, continuă să lucrezi. Au zis, Domnul, te iau direct din arie. Direct din arie te iau. Am stat de vorbă zilele trecute cu băiatul care a fost cu el la Anvon, când omul ăsta a murit la Anvon. Au zis, frate Cristi, a pus capul într-o parte, atac de corț sau atac cerebral, nu mai știu exact, și a plecat în veșnicie. Pe tine de unde te va lua Dumnezeu când vei pleca de aici? Ți-ai înțeles chemarea? 1 Corinteni 4:2, încolo ce se cere de la isprafnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul care îi place, nu? Nu. Niciunde în Biblie Dumnezeu nu a zis, auzi, îți place să predici? A, nu-ți place? Îți place? Ok, nu știu dacă îți dau aia. Nu. Dumnezeu a zis, eu am un plan pentru tine, pentru tine, pentru tine. Am niște condiții și apoi am o slujbă. Un frate proroc din România a supărat pentru că prorocii adevărați trec prin multe. O zis, nu mai dau drumul la lucrare. Gata. După o lună de când a oprit lucrările, a venit un înger în vis. Și a zis, de cât timp n-ai mai dat drumul la lucrări, atâtea familii n-au mai avut răspunsuri de la mine. Atâția tineri au plecat mai departe și au spus pe număr. Atâția tineri au plecat mai departe confuzi, pentru că tu dacă erai disponibil, îți dădeam lucrarea să le spui. Știți cum a încheiat îngerul? Cu o propoziție care nu o să uit niciodată. Mi-am scris-o aici ca să o recit exact. Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut să faci, ci te va întreba dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Cum vei pleca azi de aici? Dornic de a fi curat, de a fi sfințit, de a fi integru, disponibil pentru orice lucrare bună? În fiecare vineri la Deva, la biserică, dăm 180 de porți de mâncare pentru a ușura un pic mamele care sunt
cu mulți copii, pentru a ajuta un pic văduvele, orfanii, bătrânii. Avem doi frați care cară în fiecare vineri mâncarea asta. În urmă cu două săptămâni, amândoi frați au trebuit să plece la distanță și n-am putut să ne folosim de ei. Păstorul meu a mers la amvon și a zis, cine va duce mâncarea săptămâna viitoare? Nu vine nimeni. La un moment dat primește un telefon. O soră cu piciorul tăiat, care avem în biserică și care e pe cărucior, o zis, frate Cornel, pot să duc eu mâncarea la săraci? Mai aveți ceva? Mai puteți spune ceva? Aia cu picioare sunt prea ocupați. Aia care pot să facă, sunt prea pasionați de lucrurile pe care le iubesc. Și o zis, mă duc eu cu căruțul, zice, dacă trebuie pândeva, mă duc. Nu știu, o zi întreagă dacă trebuie mă duc. Fac eu. Iubiții mei, mă apropii de încheiere în seara aceasta. Dar vreau să te gândești serios că viața ta e ca o clepsidră întoarsă. În ultimele 3 săptămâni am fost la 3 mormântări, 58 de ani, 14 ani și 6 săptămâni. 58 de ani, 14 ani, 6 săptămâni. Se moare la orice vârstă. Ne întreabă mulți în spital de la reanimare, frate păstor, acum ce pot să fac pentru Domnul? Acum mai ce să mai faci? Mai ce să mai faci? Cât încă ai suflare în tine, lucrează frate cu folos. Că ce faci pentru el, rămâne. Fă-ți astăzi timp pentru Hristos. N-ai vrea să fii un vas pe care Dumnezeu să-l folosească de astăzi. Voi vă imaginați cu 3 tineri, o schimbat Dumnezeu religia unui imperiu. Vă imaginați ce înseamnă sala asta în seara asta să intre la curăție, la integritate, la disponibilitate și la sfințire? Garantez că într-un an Dumnezeu schimbă Spania. Dar trebuie să facem toți asta. Că dacă eu fac pe o parte, dar o să face pe alta și tu vii și strigi mărturia noastră, n-am făcut nimic. Că știi ce spun ăia? El o predica bine, dar eu știu de ai voștri care nu fac ce predică ăla. Închei spunându-vă felul în care am fost chemat de Domnul în lucrare. Cu speranța că poate măcar un suflet va fi motivat de astăzi. Într-o epocă a confortului, a materialismului, a consumerismului, să zică las orice și mă pun la dispoziția Domnului. La 14 ani am avut nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. La 17 ani am avut botezul în apă. Fanfară, orchestră, cor bălbătesc, cor. Ca și voi, veneam la biserică, plecam acasă. Duceam o viață liniștită. Repetiții, acasă. Dumnezeu s-a uitat la mine și a zis, Cristi, vreau mai mult de la tine. Și într-o seară, m-a sunat mama mea care era în spital cu bunica. Și a zis, Cristi, îmbracă-te, era 12 noaptea, deja eram schimbat să mă culc. Eram acasă la părinți încă atunci. Aveam undeva la 19 ani. Îmbracă-te, zice, și vino aici. Adun niște medicamente. Dacă nu vii cu medicamentele astea, bunica ta moare la noapte. Că în spital nu sunt. M-am îmbrăcat repede, am fugit la o farmacie non-stop, am luat medicamentele. Am fugit pe scări în spital, am intrat în salon. Am pus medicamentele pe masă și am văzut-o pe bunica mea albă ca varul. Mi-am dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, ea pleacă în câteva ore. În momentele acelea am auzit o voce. Și vocea mi-a spus așa. Dacă în locul bunicii ar trebui să te iau pe tine, cu ce ai venit în fața mea? Am ieșit din salon, am zis, mami, am treabă, mă duc, am crezut că vocea e numai în salon. Am ieșit din salon și am mers pe hol. Și vocea a continuat pe hol și mi-a pus aceeași întrebare. Dacă ai pleca în noaptea asta, în seara asta, cu ce ai venit în fața mea? Ai cântat frumos, ai făcut. Dar cu ce te-ai prezentat înaintea mea? M-am bugat în mașină, am dat drumul la motor, am crezut că dacă dau drumul la motor nu se mai aude vocea. În timp ce mergeam spre casă, vocea mi-a spus așa. Ai cântat la corul bărbătesc o cântare frumoasă care spune am dat eu oare cei mai buni lui Iisus? Și au zis, tu îmi dai mie un minut pe zi de rugăciune, o repetiție de fanfară pe săptămână și spui că ești pocăit? M-am dus la cazană, am coborât în pivniță,
Era frig afară și am făcut focul. În timp ce mă uitam la foc, o zis Dumnezeu așa: vezi cum arde focul ăsta? Așa vreau să arzi tu. Nu joi de la 6 la 8. Nu duminică 5 ore și apoi mă schimb cămașa și îmi schimb și vorbele și limbajul și mă duc înapoi cum unde am fost. O zis pentru tine, la fel ca pentru mulți alții, am o chemare deosebită. Am închis ușa la cazan, am strâns becul și m-am prăbușit pe genunchi, pe betonul rece din pivniță. În timp ce simțeam recele la genunchi, în inima mea se năștea un foc, care prin harul lui Dumnezeu îl mai am și astăzi. Și focul ăsta mă face să predic la 700 astăzi și alaltă ieri la 15 oameni. Și focul ăsta mă lasă să las copil de 2 săptămâni născut acasă și să vin la voi. Dacă o să mă mistuiesc de focul ăsta și o să mor că am făcut diabet din cauza evangelizărilor sau atac de cord, că am strigat prea tare la amvon, n-o să-mi pară rău. În seara asta, în urma acestei predici, aș vrea să te gândești, fiecare dintre tine, dintre voi, să vă gândiți, unde sunt? Curat, integru, sfințit, disponibil? Ce ar trebui? De ce când de 20 de ani și nu se pocăi nimeni la cântarea mea? Că avem stații, avem, totul merge perfect. De ce de 15 ani lucrez la o fabrică și nu a venit cineva să mă prindă de haină și să zic: omule, vreau să mă duc și eu cu tine la biserică unde mergi? De ce nu-i pocăința așa de diluată, iubiții mei? De ce nu mai avem impactul care Dumnezeu a făcut să-l avem? De ce 12 ucenici au putut schimba o lume întreagă și eu nu pot să impactez un coleg de la mine, de la școală sau de la facultate? Nu cumva ne lipsește ceva? Aș vrea să încheiem cu o cântare în aceste momente. Aș vrea ca toți să ne verificăm și să luăm decizii noi. Dar în timp ce frații Strugariu vor cânta, știu că e aglomerat. Nu o să vă chem în față pe decât o singură categorie de oameni. Dacă este cineva care nu a făcut încă botezul, dacă nu a avut nașterea din nou încă și ai simțit că acest mesaj a fost pentru tine și simți cum viața se scurge și nu te-ai întors încă la Domnul, pe această categorie de oameni, de tineri, îi chem în față să ne rugăm pentru ei. La 15 ani eram și eu printre ei și am ieșit și eu în față. Ultimul rând m-am pus la balcon. Nu știu cum am ajuns în față, n-am văzut drumul de lacrimi, dar știu că Dumnezeu mi-a scris numele în cartea vieții. Mai este un pericol, tu care stai acolo pe bancă să te uiți la ăla din față și să zici: bă, vezi, no, ăla e păcătos. Iubiții mei, cred că toți avem după acest mesaj puterea să luăm decizii noi în fața lui Dumnezeu. Cântarea pe care frații Strugariu cântă spune: câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas, între noapte și zi, între drum și popas. Timpul nostru trece. Cea mai mare valoare până la urmă e timpul. Și te întreabă Dumnezeu în seara asta: totuși, caut un om. Tu când o să vii? Doamne, eu vin acum. Hai să ne ridicăm în picioare. Dacă este cineva care nu a făcut încă botezul și vrea să ne rugăm pentru el, te aștept să vii aici în față. Ne vom ruga cu față slujitor pentru tine. Iar toți ceilalți acolo unde suntem, cântăm, luăm decizii noi, ne rugăm apoi și vom pleca acasă ca și vase pe care Dumnezeu le poate folosi. Câte vreme a trecut, câte vreme a rămas, câte vreme a rămas, între noapte și zi, între drum și popas. Ne mințim zi de zi că am fost, ne mințim zi de că vom fi, că am vino aici în față, îmi genunchează aici în față și uităm mult prea des să mai fi. Uităm să fim curați, să fim integri, să fim sfinți, mai mult ca și cum n-am mai ști că într-o zi lumea asta o vom părăsi. Te întreabă Dumnezeu astăzi: care e scopul pentru care alergi? Spune-mi de ce tot alergi. Spune-mi ce ai vrea de la viața asta. Spune-mi ce vrei să culegi. Vine o zi a culesului. Ai semănat ceva? Doamne, am venit și eu aici din curiozitate.
Dar nu vreau să plec acasă curios, ci vreau să plec acasă mântuit. Elibre la romena dovelista la rogela siliat. Îndrășnește, Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu te cheamă. Fără Iisus, viața e doar un vas de ocară. Fără Iisus, viața n-are sens. Spune-mi de ce alergi. Spune-mi de ce ai venit în seara asta aici. Spune-mi ce ai vrea la final să culegi. Nu poți să ai răsplata unui evanghelist decât dacă faci lucrarea unui evanghelist. Vrei să ai răsplata unui proroc? Fă lucrarea unui proroc. Lasă-l pe Dumnezeu.